Ședința este legată scurită. Sunteți toți prezenți 13 cât sunteți în funcție. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunteți de acord? Sunt în ședință. Dau cuvântul domnului primar să prezintă ordinea de zi. Bună ziua tuturor! Salut prezența dumneavoastră la ședința ordinară din luna septembrie 2023. Dau citire următoarelor puncte de pe ordinea de zi. Primul, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Comunității Administrative Teritoriale Comuna Cașin pentru adunarea ordinară a acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor CCE Compania Regională de Apă Bacău, de data de 2.10.2023. Punctul 2. Un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal Consiliului Local al Comunei Cașin pentru Bacău în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnazial de Învățători Furai Păstarău pentru anul școlar 2023-2024. Punctul 3. Un proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin. Punctul 4. Un proiect de hotărâre privind privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2023 prin acordarea unor indemnizații financiare cuplurilor din Comuna Cașin care au împlinit 50 ani de căsătorie. Punctul 5. Un proiect de hotărâre privind acordarea unor premii și diplome cetățenilor Comunei Cașin care au împlinit vârsta de 100 de ani. Avem o doamnă care împlinește 100 de ani, în septembrie acum. Și dacă sunteți de acord, cu suplimentarea pentru ordinea de zi a următoarelor puncte. Ieri am primit de la CRAB și chiar acum am auzit să aprobăm de repede. Este legat de canalizarea care se va face în Comuna Cașin. Un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice proiectului a listei de investiții prioritare a valorilor investițiilor aferente Consiliul Local Cașin și a participării Consiliului Local Cașin la cofinanțarea proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada cum era proiectul intitulat 2014-2020. Punctul 2. Un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău tot pe denumirea vechea proiectului 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Cașin să voteze în adunarea generală a Societății de Dezvoltare de Comunitate Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Și al treilea punct din supliment, proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a Companiei de Apă Bacău a terenului aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Domnule președinte, da, să luăm luările primul punct. Primul punct, proiect de hotărâre prin stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cașin pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor ASCE Comuna Regională de Apă Bacău S.A. din data de 2.10.2023. Da, în raportul de specialitate, Compania de Apă Bacău este operatorul regional la nivelul celor 70 de unități administrative. Prin hotărârea Consiliului Local din 19-11-2010 s-a aprobat delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către CRAB Bacău. Urmarea adoptării actului administrativ anterior menționat a fost încheiat contractul de delegare.
Actul constitutiv al CC Prahova dispune de următoarele prevederi. Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar, persoane juridice sau sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către mandatarii acestora, în conformitate cu hotărârile Consiliului Local, Municipal, Orășenesc sau Comunal, respectiv Consiliul Județean după casă. Acționarii sunt reprezentanții NAGA prin mandatar cu procură specială emisă privind normele proprii ale acționarului. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unității administrative teritoriale. Deci, dacă dumneavoastră sunteți de acord ca primarul să fie reprezentantul în adunarea generală în cadrul ședinței din data de 2-10-2023. Da. Comisia pentru Administrație Publică și Juridică a dat avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 2. Da, punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Cașăzeu Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Învățător Nicolae Păslaru Cașin pentru anul școlar 2023-2024. Dar după cum știți și dumneavoastră, în fiecare an, în cadrul unităților de învățământ la nivel gimnazial, cu un singur rând de clase, Consiliul de Administrație este format din 7 membri cu următoarea componentă. 3 cadre didactice, inclusiv directorul, 2 reprezentanți ai părinților, primarul sau reprezentant al primarului și un reprezentant al Consiliului Local. Directorul este membru de drept al Consiliului de Administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățământ respectivă. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar. Este necesar de a se dispune dezbaterea în Consiliul Local de proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al Comunei Cașin în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nicolae Păsaru pentru anul 2023-2024. La final o să stabilim care vrea să... Da, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură și-a dat avizul pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Trecem la punctul 3. Deci, punctul 3, proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cașin de contactă. Modificările care se impun în statutul de funcții sunt. După cum știți, OAT-ul nostru are 29 de posturi și 4 posturi sunt aferente serviciului de poliție locală. Modificările care se impun în statut de funcții sunt postul ocupat de șef CVSU, poziția 7 în statutul de funcție, a devenit vacant prin demisia domnului Gosabe Ionuț. În data de 15.09.2023 a avut examenul de promovare a dușarii Preșman Ioana Bianca din punctea publică de referent clasa 3, grad profesional asistent, studii medii, în funcția de inspector clasa 1, grad profesional asistent, studii superioare, motiv pentru care se impune transformarea postului în statut la poziția 11, se mai dispune transformarea postului de inspector clasa 1, grad profesional asistent, studii superioare, poziția 20, în statul de funcții în inspector clasa 1, grad profesional superior, studii superioare, în compartimentul agricol, motivat de faptul că avem nevoie de, în acest compartiment pentru a fi pus la zi de o persoană competentă cu experiență. Având în vedere cele menționate, se propune prezentul proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții în forma prezentată. Comisia pentru Administrație Publică Juridică își dă acord pentru adoptarea proiectului de hotărâre. Da. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 23-2023 prin acordarea unei indemnizații financiare cuplurilor din Comuna Cașin care au împlinit 50 de ani și de căsătorie. După cum știți, pe 3 octombrie este ziua pensionarului și cu această ocazie avem și noi eveniment aici în primărie. Fiecare an acordăm o sumă de bani cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie și prin acordarea unei indemnizații de 500 de lei fiecarei familii.
Familiile care primesc cei 50 de ani de căsătorie sunt 6 familii. Răspu Paion cu Chiuchiu Maria, Stoican Marior Ioan cu Ilohie Elena, Cuciureanu Ion cu Lepădatu Maria, Moraru Nicolae cu Busuioc Maria, Cosăcea Gheorghe cu Mitrofan Sanda, Mitroi Ioan cu Nălboc Elena. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectele hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2023, prin acordarea unei indemnizații financiare cuplurilor prin Comuna Caș, în care au împlinit 50 de ani de căsătorie, în conformitate cu prevederile articolului 125, articolul 36, aliniat 6 și aliniat 7. Din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. O observație. Cât ați propus? Cât ați inițiat? 530. Așa, păi, dar lasă. Ați spus. Ați spus. Ați spus. Ați spus. Ce spus? Da, trece la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii și diplome cetățenilor Comunei Caș care au împlinit vârsta de 100 de ani. Da, pe 25 septembrie luni, doamna Mocanu Maria împlinește frumoasă vârstă de 100 de ani. Am mai avut și în primul mandat un asemenea eveniment și cu aprobarea dumneavoastră, dacă sunteți de acord ca în ziua când împlinește doamna 100 de ani, să cine vrea să meargă și eu merg la dânsa acasă să-i oferim buchet de flori, o diplomă și un premiu de 5.000 de lei. Dacă sunteți de acord, propuneți spre aprobare la cereții. Da, trebuie să ne întâmplă la discuții. Exact, că le-ați urmă. Da, asta e. Raportul de avizare mai ales. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiect de hotărâre privind aprobarea acordării premiului în bani persoanelor din Comuna Caș, în care au împlinit vârsta de 100 de ani, în conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 36, aliniat 6 și aliniat 7, din ordonanța de urgență numărul 57 din 2019. Privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Cele trei puncte care le suplimentăm, da, așa de a fost le suplimentăm pe ordinea de zi. Prin punct privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorului tehnico-economice ai proiectului de, și mai lise de investiții prioritare a valorii de aferente Consiliul Local și a participării Consiliul Local la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată. Chiar ne-am uitat și noi pe site-ul CRAP-ului. Este o asociație de firme care
s-a înscris pentru a lua această lucrare de canalizare. Probabil au timp să evalueze ca din primăvară să înceapă multori de canalizare în satul Cașin. Dar noi venim din urmă cu documentele, întrucât valoarea veche nu mai este sau dată alte valori, lucrarea este evaluată la un preț corespunzător astfel încât s-a și înscris un constructor. Și noi, partea noastră de cofinanțare era undeva la 5 miliarde. Asta va fi pe durată de câțiva ani, dacă va începe lucrarea. Va fi pe un an, doi, probabil, vor fi mai mulți ani. Iar valoarea comunei era de 569.000 fără TVA, iar contribuția noastră va fi acum de 812.000 fără TVA. Că nici valoarea proiectului nu mai e 25 de milioane, de 30 și ceva de milioane de lei. Asta e modificarea pentru partea noastră de cofinanțare la proiectul de canalizare. Următorul punct, domnul dator. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economice ai proiectului, a listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente Consiliul Local Cașin și al participării Consiliului Local la cofinanțarea proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020. În conformitate cu prevederile articolului 125 și articolul 36, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Următorul punct, din cele trei care le-am suplimentat, este punerea la dispoziție către compania de apă a terenurilor aferente investițiilor din cadrul proiectului regional de apă și apă uzată în comuna Cașin. Terenurile rămân aceleași, nu se modifică drumurile și terenul pentru stația de iepurare. Deci nu, aici nu este nicio modificare. Dacă în alte localități vor fi modificări, la noi strecute toate străzile, deci nu rămân la fel. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea punerea la dispoziția societății comerciale Compania Regională de Apă Bacău a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii apă și apă uzată în județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 125 și 136, alineat 6 și alineat 7, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Da, și ultimul punct, privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, conform rezultatelor analizei cod de beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată. S-au mărit prețurile, s-au se mărit la 1 decembrie 2023. Prețul la apă de la 4,05 la 4,76, iar la apă uzată, nu este cazul, la de la 3,01 la 3,54. Deci cu o mărire de 6% pentru anul 2023, când anul 2022 au fost 14%. O estimare pentru anul 2024 este de 10%. Deci anul acesta, de la 1 decembrie, se măresc prețurile la apă și apă uzată cu 6%. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând și proiecte hotărâri privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de anfășapă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului Comunei Cașa să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor, în conformitate cu prevederile articolului 105 și articolul 106, privind codul administrativ, emite avizul cu privire la adoptarea proiectului de hotărâre. Dați-mi pagina. Da. Da. Deci mai vreți să luați cuvântul? Da. E? Cineva? Mai? Dorește? Da, spuneți. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, domnule președinte, pentru darea cuvânt. Astăzi, în ordinea zi, avem multe puncte în care câteva au venit ultima sută de metri. Și eu vreau să dezbat fiecare în parte. Sunt foarte importante, domnul Roșu, nu? Numai să fiți mai scurt un pic. Da, o să fim foarte scurt, atât cât îmi permite timpul să dezbatem ordinea zi așa cum se cuvine, ca să fie votat de tot la fel, da? Proiectul privind stabilirea mandatului special pentru CRAF este propus domnul primar, suntem de acord. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Comunei Cașin, județul Bacău, Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale. Nu s-a făcut nicio propunere, așa că nu știu despre cine este vorba. Proiectul de hotărâre privind modificarea statutului de funcții. Văd că s-a modificat prin trecerea pe treaptă superioară a domnișoarei Cușpan Bianca și s-a vacantat postul de șef SVSU, probabil prin demisie, că e dat postul de șef SVSU. S-a vacantat, a devenit vacant, probabil că a fost pus la concurs. Așa. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur 2023, privind acordarea unei indemnizații financiare a cuplurilor care au împlinit 50 de ani. S-a propus 500 de lei, suntem de acord cu suma asta. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii diplome cetățenilor care comunei care au împlinit vârsta de 100 de ani. Și mandatele mele primare, m-a avut o doamnă, Natalia o chema, din partea de jos a statului, care a primit frumoasa vârstă de 100 de ani. Și noi atunci am premiat-o cu suma de 10.000 de lei, 100 de milioane. Acum câțiva ani, unii ori. Dacă atunci s-a putut 10.000, acum, după atâția ani, când prețurile au explodat și nu mai putem vorbi de așa, mi se pare foarte puțin 5.000 de lei și vom fi de acord cu suma măcar de 10.000 de lei, să-i acordăm doamnei Măcanu Maria pentru frumoasa vârstă de 100 de ani. Dacă s-a putut acum câțiva ani în urmă, deci nu se poate și acum. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii și diplome cetățenilor Comunei Cașin, ce au împlinit vârsta de 100 de ani, da? Și să trecem la suplimentarea ordinii de zi, ceea ce am în față, dar am studiat materialele de ședință. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, ceea ce a aprobat în 2020 și s-a făcut în 2016, s-au modificat prețurile. Și noi, practic, astăzi aprobăm modificarea prețului la SF, la SFE, la studiul de prezabilitate. Și, în schimb, rețelele rămân aceleași. Vă aduc aminte că, în ședința Consiliului Local, când ați aprobat proiectul pe Anghel Salini, v-am spus că, în ghid de finanțare pe Anghel Salini, pe trosoarele drum care se asfaltează, este obligatoriu să fie toate utilitățile, apă, canal și gaze naturale. Și să nu se suprapună cu lucrările pe poim, ale grabă. Astfel, în Poița, unde se va asfalta, va veni canalizare. Nu știu, la anul, cum spune domnul primar, că la anul se va cita, se va câștiga citația, va veni canalizare. Se va sparge asfalt. Când s-a făcut studiul de abitare, s-a făcut pe drumul de balast. Nici grabă, nici fonduri europene nu vor da bani să se repare asfaltul, și atunci va cădea iar în cârca Consiliului Local să scoată bani din mâini, să-i scoată, să repare acel asfalt. Deci atenție foarte mare, v-am spus. Și la Curița, același lucru. La Curița, domnul primar a invitat, am văzut să spună că în acest proiect este și extinderea rețeaua la Curița și astăzi vom vota pe darea drumului la Curița, pe care va fi apa, aducția de apă până sus la ieșirea din sat, la domnul, mă rog, Coman acolo, unde va fi rezervorul.
Va fi o conductă bogată de crap, da? Domnule primar, vă spun o întrebare și vă răspundeți la urmă. De ce ați dat voie oamenilor din Curița să strângă bani? Sunt niște bani care oamenii muncesc din greu, mai munciți că sunt oameni simpli, oameni modești, au strâns mii de lei ca să bage o conductă în pământ care va rămâne acolo. Deci le mormântați banii oamenilor în pământ. Că va veni conducta crabului și crabul nici va uita conducta care o să bagă acum. A doua întrebare. Există proiect la Curița să bage acea conductă de banii oamenilor și autorizați să bagă drumul public. Este drum public, asfaltat din fondurile europene. Atenție! Toate este foarte grav. Acel drum s-a făcut în fondurile europene pe Sapar. Se spargă? Bun. Și încă o rugăminte am, la investiții care le faceți, vă rog frumos să afișați pe panourile publicitare investiții și prețul investiții, să știe cetățenii comunii. Acolo bani sunt și noi consiliul local cât a costat investiția. Deci eu la școala ta și s-a făcut terenul foarte bine, frumos, dar nu este afișat prețul. Și vă spun că prețul este destul de mare, dacă s-a vedea cineva, este 7 miliarde, 600 milioane. S-a cheltuit pe acel teren. Când eu am fost criticat în mandatul de primar, am fost un WC cu 3 pereți și am costat 20.000 de euro. Acum e vorba de 150.000 de euro acel teren. Bun. Și e o chestiune care mă oprește de tine și sunt nemulțumit. Majoritatea vin cu probleme, se rezolvă probleme care pot fi rezolvate, și ei amânați până în 2025, spunându-le clar în față, să vă susțină pe față și să vă voteze în 2024, ca să ieși primar în 2025. Asta mi se pare șantaj politic. Dacă ar fi un candidat ca Gelo Slavă, care acum mă dă deșar, candidat și-a promite, e altceva. Dar dumneavoastră, fiind primar în funcție, aveți posibilitatea de a să rezolvați problemele oamenilor, rezolvați-le acum. Nu i-am mânat în 2025 ca să vă susțină pe față sau să vă voteze. Asta am avut de spus. Mulțumesc frumos, domnul președinte. Mulțumesc și eu. Altcineva? Mai dorește? Supunem la vot. Luăm la pachet sau... Să stați un pic. Da, da, da. Mai ales că ați dau și eu niște clarificări. 50 de ani de căsătorie. O sumă care sunteți cu toții de acord. La 100 de ani, când ați dat hotărârea de Consiliul Local cu 10.000 de lei, ați alocat cei 10.000, i-ați dat 10.000 de lei? Da, da, i-am dat. Deci, întreba familia Avram, a fost că doamna era nepăzătoare, fiecare i-a semnat sau de plată și cu doamna Frântoacă, cu Lucia Cornela, care era viceprimar și a fost de față și a ieșit filmare. Dar se poate verifica? Da, se poate verifica că s-a plată, este filmare, s-a filmat la acel moment, când a primit banii, i-a și numărat. S-a pus numele banii să vadă, într-adevăr, a primit suma de 10.000 de lei, fiindcă doamna respectivă, Natalia, nu era nevăzătoare. Da, s-a dat 10.000 de lei. Iar doamna Frintoacă vă poate confirma că era viceprimar, nu știa ce de s-a primit cu mine acolo, și cu grupul de consilieri locali care au vrut să vină cu neactivitate și cu noi. Deci banii s-au dat 10.000 de lei. Noi o să căutăm și cei 5.000 de lei, fiindcă noi găsim responsabilitate. Dacă spuneți că ați dat odată 5.000 și odată... Am dat 10.000 cu toți banii odată, s-a dat în casa doamnei Natalia. O să verificăm împreună. Verificați împreună. Dacă ați dat cei 10.000 de lei. Vă întrebați cu doamna fiica lui doamna Vreau. A primit 10.000 de lei. V-am întrebat și eu am știut când când prind această sumă de bani. Deci în funcție de bugetul comunic. Și dacă întrebăm și alte localități vecine, nu știm dacă suma asta... Eu am dat propunerii cu ceea ce acum noi acum câțiva ani. Eu v-am întrebat dacă ați alocat cei 10.000, că nu-i găsim pe toți 10.000 alocați. Ce 10.000 s-au dat toți. V-am spus, este filmare. E filmare, o să fac ca o filmare și o să postez filmarea publică. Trebuie să-i găsim și în contabilitate. Da. Păi găsiți în contabilitate. Dar vă credeți că avea și un handicap, doamna? Doamna era nepăzătoare. Păi, probabil că de-aia. Nu, și fica ei, am zis mai înainte, a luat bani și semnat unul cu ei. Cum se mai vede? Adică... Are foarte mare de pierdut. Bă, dacă are handicap, ia și pensie, și pensie. Lasă pensie. Lasă pensie. Pot pozit, da, ce bani aici. Trecem, vreți să votați acum pentru Consiliul de Administrație? Dar nu s-a propus. Vreți să propuneți ca era punctul 2. Propuneți pe cineva pentru Consiliul de Administrație a școlii? Domnul Proiect. Partea consilierilor, pe domnul Solari. Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt. La final votăm. Da. Referitor la proiectul de canalizare. Și
Da, păi am spus că suplimentăm astăzi pe ordinea de zi. Efectiv, dacă se suprapun, noi avem niște numere cadastrale de la CRAB, în care spun că nu sunt suprapun. Sunt în cadrul în care se suprapun străzile. Vom avea răbdare, dar dacă dumneavoastră propuneți să avem răbdare cu canalizarea Botița, o să am o discuție cu constructorul și cu cetățenii din satul, din Cătunu. Botița, să le spunem să mai aibă răbdare cu asfaltarea, cu usurul să grăbească, să aștept între canalizarea, să mai stăm în iarna asta fără asfalt și să vedem în anul următor să vină și canalul și asfaltul cum ați propus dumneavoastră. Chiar foarte bine că ați tras acest pus să ați dat o atenție. Păi, o atenție care ne dă o temă de gândit și atunci o să am o discuție cu cetățenii Cătunului Botița, să spun că în gol și local, să fim atenți cu canalizarea, că o să vină și să mai stăm cu asfaltarea când o veni, după ce o veni canalizarea. Să nu cumva să ne tragă la răspundere cineva, un consilier. Un consilier sau legea? Un consilier sau legea? Dar nu, eu v-am spus că noi avem niște numere cadastrale de la CRAB, care nu sunt suprapun. Odată aprobat în domnul primar, eu m-am uitat cu o documentație care aveți în față, arătați consilierul local. Vedeți că poliția apare pe acea listă. Acele drumuri poliția apare. Deci proiectul nu s-ar fi aprobat. Nu am ajuns la stadiu. După ce aveți în față. Ne uităm cu atenție și o să am... Domnul primar, vreau să mă duc ședințe să vă uitați dumneavoastră și o să vedeți că am dreptate. O să le-ți transmit cetățenilor din Botița să mai aibă răbdare. Da, am înțeles. Voi n-am vrut? Nu. Tu ai greșit că ți-am uitat atenția. Dar am zis ceva. Păi, nu că nu trebuie să accept propunerile consilierilor. Nu-i propunere. Drumul de fonduri europene de la Curița a fost făcut când a fost făcut, acum 15-20 de ani. Ce să facem? A expirat valabilitatea acelui, garanția acelui proiect. Să nu facem rețea de gaze și... Dar ați fost de acord. De nu s-a vorbit de gaz. S-a vorbit de apă care se trage fără proiect și fără autorizație, cu banii oamenilor de Curița. Condul care va rămâne pe mod înmormântate și oamenii vor pierde banii și care nu este autorizație de spargere asfaltului. Vă adresez o întrebare. Când v-ați branșat la apă, dumneavoastră aveți autorizații? Eu m-am branșat în stradă, numai eu. Suntem 5 oameni branșați la proprietatea lui Ștorti Cicuțan și restul conducții pe proprietăți private. Pe grădina lui Ștorti, grădina lui Soroiu și iar Soroiu. Deci nu este cu domeniul public nimic. Păi e foarte grav ce spuneți, că spun grădina. Nu este grav. Crabul vrea ca așa mediu să fie la o limită a proprietății. În restul se duce conducta, nu interesează, că ei controlizează acolo. Ce se face cu apa mai departe, până când omul să merge, mai nu-i neașteată mie. Pe subiectul ăsta să spuneți că conducta grabului trece... Nu e grab, este brașamentul meu. Deci grabul nu are conduct acolo. Deci pe strada Soarele nu există conductă. Mergem acum să văd că e conductă... Ați avut autorizație de la drumul județenii, de la... V-ați luat autorizație. Cum ai avut și dumneavoastră pe treaba? Păi, de ce probleme aveți? Vă dai autorizația de asta, pe la drumul județenii? Ce problemă aveți cu cetățenii satului? Nu am nicio problemă, atâta mă doare faptul că oamenii simpli ca și mine, care vor pierde niște bani, banii vor rămâne mărmântați în pământ. Și să scrii cu un drum acum, că vine iarna, să cadă în lemnii cu drumul ăla, să face drumul praf până la primăvară, cu săpăzurile care îi se fac. Și se face lucrare fără autorizație de construire, să stă 3 km de drum, fără autorizație de construire de domeniul public. Dar așa vrea consilierul care zice, primăria nu a adunat niciun ban, nu, dar primăria, când primarul Curelia și-a dat acceptul tacit, să stăpi oamenii drumul ăla fără a avea autorizație de construire, ceea ce este un lucru foarte grav. Fără proiect, fără studii, fără nimic. V-am răspuns cu o întrebare la întrebare. Eu sunt dumneavoastră n-ați dat un răspuns elocvent cu autorizațiile care s-au făcut în drumurile comunale în mandatul trecut. Da. Nu vreți să intrați în detalii, dar... Eu sunt mulțumit. Nu, da. Sunt mulțumit. Lăsați și pe cetățenii statului Curița. Nu, domnule, îi lăsăm, dar oamenii și-au pierdut bani, nu știți că oamenii și-au pierdut bani. Asta le-au aprobat că îi dăm la CRAB, dar e conducta CRAB. Nu trebuie să fim așa pesimiști, să plecăm mai să mai lăsăm și negativitate. Vreți să transmiteți ceva? Vreau să dau un mic răspuns, domnul Soroiu, să-l întreb de fapt. E normal ca cetățenii locului și locuitorii din Curița să vă creadă pe dumneavoastră, care acum 2 săptămâni ați
COZA în primarul comunei Cașin la Rupă și Dragoslavile, sau să le creadă pe noi care de 3 ani de zile ne facem treaba și ce am promis, am făcut. Eu cred că cetățenul comunei Cașin a auzit foarte bine ceea ce am probleme care a ridicat. Da. Și ei sunt îndreptățiți să mă creadă. Că unii mă duc eu și nu mă pozezi, problema mea personală. Ei sunt problema personală, domnul viceprimar, și vă rog frumos, dacă vreți să mă atacați din punct de vedere politic sau activități consiliere, să o facem. Dar din punct de vedere personal, mă duc unde vreau în țara asta și mă pozez cu cine vreau. Nu te pozez, domnule. Ai spus titlul primarul comunei Cașin, este prezent aici, erai doar consilier. Nu, nu am zis. Toată lumea a văzut, ești primarul comunei Cașin. Există o filmare prin care s-a strigat, am ajuns cu șirea și a spus, domnule primar, vă rog să vă rectific, sunt fostul primar al comunei Cașin. Deci am filmare. Deci nu, nu mi-am asumat legislatura asta de niciodată. De fost primar al comunei Cașin. Că dacă a greșit domn primar la loc, care-i problema lui când a strigat? Poftim? Păi nu e problema mea, nu e dat. Deci e clară povestea. Alte discuții? Da, dar nu mi-a răspuns domnul primar, dar tot întrebări. Înțeles. Revenim la punctul 2. Mai sunt alte propuneri? Da, propun pe domnul Dragomir pentru funcția de consilier al comunei Cașin în Consiliul de Administrație al Școlii. Sunteți de acord, domnul Dragomir? Da. Bun. Mai ai câteva cuvânturi? Alte discuții, alte lezi? Da, domnul. Vreau să menționez și faptul că drumurile se mai strică și din cauza multor mașini care nu știu dacă și-au un loc, mai ales pe timp ploios, să coboare toate dealuri, toate lodăunile, copiilor poate ies la fapt și pleacă la școală, copiilor și poate pleacă în noroi până în gât. Îi trebuie două schimburi din călță ca să poată să ajungă și la școală. De ce? Eu aș vrea să identifică mașinilor de teren, de off-road sau cum le spune, ca să meargă în afară satului și să ducă pe toate dealurile care vrea ei, cu toate cruci, dacă e legal, până la toată fauna asta și toate animalele, de bani, că de ce vine ursul sat, de-aia vine ursul sat, că îi stricăm habitat. O să facem să mai stricăm habitatul. Deci să încercăm tot... O să zburăm pe sus, o să... Să încercăm... Elicopterii... Că nu vreau să intru detalii, că dacă sunt detalii, îi dăm și la chestii... Îi dăm la chestii legale și la legale... Nu, te credeți. Nu, lăsa. Nu are rost. De observația să o fac, dumneavoastră funcționează ca și președinte a Consiliului Local, conform cu ordinea administrativă. Luarea de cuvânt se face la început. Deci, la cele următoare, vă rog frumos, cei care au luat la cuvântul au voie să vorbească, sunt dreptul la replică, primarul la fel, are dreptul la replică, că îi se pune niște întrebări sau îi fac niște observații, iar cei care nu s-au înscris nu mai au voie să vorbească. Mi se pare normal, dar este doar la cuvânt. Și care se face pe ordinea înscrisă. Nu, o să mai poate veni cu completările ulterioare, o să cine mai are ceva de spus. Nu cred, că nu e așa. Da, președinții trebuie să-i dăm. Da, da, da. Pentru punctul 2, cu un consiliu de administrație al școlii, sunt două candidaturi, domnul Soroiu, cine e de acord pentru domnul Soroiu? Da, 6 voturi. Cine e de acord pentru domnul Dragomir? 7 voturi. Domnul Dragomir a venit în consiliu de administrație al școlii. Domnul președinte, luați-vă în ordine să vedem supunerea la vot. Ai, luăm fiecare punct? Da. Deci, punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al unității administrativ-teritoriale Comuna Cașin pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău SA, din 2.10.23. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci, la punctul 2. Îl dau în față. Puteți să nu mai citiți. Sunteți pentru Consiliul de Administrație, da? Cine e dat? S-a votat, da? Pentru la punctul 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcție la aparatul de specialitate al primarului comunei Cașin în județul Bacău. Sunteți de acord? Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Nunta de Aur, prin acordarea unei indemnizații financiare cuplurilor din Comuna Cașin care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Cine este pentru? Pentru cine este o decimie? Pune-i pe rând. Noi vrem cu decimii. Cine este pentru decimii? Este de sute peste 3. Da, ce vrem? Așa, bun. Deci cine este? Nu mai este pentru.
Puterea făcută. Da, stați în așa. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unei premii și diplome cetățenilor comunicați în care au venit vârsta de 100 de ani. Cine este pentru? Pentru 10.000. Pentru 10.000. Pentru 10.000. Cine-i de acolo? Noi. Pentru 5.000. Cine-i de acolo? Da. O să-i spun toate, Maria, că a votat pe toate bisedete. Să căutăm mai unde a stat cei din căutați, căutați foarte bine. Am și moarte, sunt și filmări. Păi, curând. Da, punctul suplimentar. Un pic, ca să terminăm. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de versabilitate a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului și listei de investiții prioritare a valorilor investiției schițelor aferente posibil local Cașin și a participării posibil local Cașin la finanțarea proiectului regional de dezvoltare. Mulțumim din 3 puncte pe ordinea de zi. Da. Sunteți de acord? Nu sunteți ședinte, nu un pic. Eu îți vorbesc. Bine, domnule. Da, terminăm și... Da. De apă uzată a județului Bacău, în perioada 2014-2020. Cine este pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor analizei cost-beneficiu pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău în perioada 2014-2020 și mandatarea reprezentantului comunicație să voteze în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea planului anual de evoluție a tarifelor. Cine este pentru? Împotriva, abțineri. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție a SECE Compania Regională de Apă Bacău a teritoriilor aferente investițiilor din cadrul proiect regional de dezvoltare și a infrastructurii de apă și a apă uzată a județului Bacău în perioada 2014-2020. Cine este pentru? Împotrivă? Da, vă mulțumesc. Am citit că... Mulțumim, o zi frumoasă, tuturor.